Începând de săptămâna viitoare, hepatita C va putea fi depistată gratuit la Timișoara. Testul se va putea face începând de luni la Policlinica Spitalului Județean, în cadrul unui program de screening lansat și finanțat de Societatea Română de Gastroenterologie. Testul presupune o înțepătură în deget, iar în 5 minute se obțin și rezultatele. Cei interesați sunt așteptați de luni până vineri între orele 9 și 14.30 la camera 17 din cadrul policlinicii, nefiind nevoie de vreo trimitere în acest sens. Persoanele descoperite cu hepatita C vor intra imediat în tratament, care în ziua de astăzi este mult mai simplu față de procedurile din urmă cu câțiva ani. Virusul hepatitei C determină 70% din hepatitele cronice, 45% din cirozele hepatice, 70% din cazurile de hepatocarcinom și 40-50% din indicațiile de transplant hepatic în lume, afecțiuni metabolice, limfom și altele. Hepatita C se transmite pe cale sexuală, prin piercing-uri, tatuaje, transfuzii de sânge și prin alte căi. Ultimul studiu realizat în România a arată că 3,5% din populație este infestată cu virusul hepatitei C. Țara noastră ocupă locul 2 în Europa ca prevalență după Republica Moldova. Pe lângă Timișoara, programul de screening se mai face și în alte trei centre din țară, București, Cluj și Iași.